Silvester, băi Silvester, unde ești, bă? Silvester? Alo? Mă, unde s-a dus, bă, mânța aia, că aici era de obicei? Hai, poate știe Patrocle ceva, ia stai, bă, așa să-l întrebăm pe câine. Patrocle, băi, mă, unde e, mă, și ăsta? Patrocle? Bă, ai, bă, frate, unde s-au dus ăștia doi fără mine? O, stai așa un pic. Cred că am o idee. Na, sunt 100% convins că s-au dus la Broască. Bă, Broască, bă, ești acasă? Broască, hai, ieși afară, ieși afară. Hai, bă, că știu că ești acolo. Bă, fii atentă, dacă nu ieși în 3 secunde, intru peste tine în casă. Bine, îți dau 3 secunde. 3, 2, 1 și... Bine, bă, tu ai vrut-o. De ce ai intrat la mine în casă? Bă, de unde știi asta că o să vin aici? Și ce-i cu chestul ăsta? Băi, nu știu, hai să vedem. Ok, se pare că avem o scrisorică aici. Nu da la pagina 7? Cum adică, mă, de ce să nu dau la pagina 7? Dar ce crede că eu sunt fraier să nu dau? Ia să vedem, mă, ce scrie la pagina 7, chiar sunt curios. Seapă, fraiere, știam cu... În fine, vroiam să zic că am plecat la pescuit, pese, am luat potaia și mâța cu mine. Semnat Lil Broască, a.k.a. cel mai tare trapper și cel mai fru... Most talentat, inteligent, carismatic, simpatic, perseverent, ambițios, cu spirit... Ce? De ce citesc toată chestia? Ok, ok. Bă, și pe mine de ce nu m-au luat, bă, la pescuică? Și mie îmi place să pescuiesc. A, mă, frate, m-au lăsat singur. Bă, ce nenorociți, bă, nene. În fine, bănuiesc că o să trebuiască să găsesc și eu ceva de făcut, așa că sper măcar voi să rămâneți cu mine. Astăzi, băi și fete, ne vom juca Minecraft, dar crafturile sunt gigantice. Oh, da, ați auzit foarte bine. Crafturi gigantice, mă nene, pentru că nenorociții a trei au plecat împreună la pescuit și pe mine m-au lăsat singur, frate, m-au lăsat singur pe plantație. Practic am zis să adaug niște iteme custom și mai exact niște iteme gigantice. Și probabil vă întrebați de ce gigantice. Ei bine, gigantice ca să umple golul din inima mea. Ai că v-ați luat-o pe asta, ați mușcat-o, nu? Ok, ok, să lăsăm gluma deoparte și aici avem două chesturi cu toate rețetele pentru crafturile gigantice. Așa că hai să-i dăm drumul și să vedem pe care să alegem. Bă, de obicei se începe de la stânga la dreapta, așa că o să începem de la dreapta la stânga. Oh, da, hai să vedem ce avem aici. Bun, deci ăsta cred că ar trebui să fie un topor, nu-i așa? Ia să vedem, mă, uite, avem knowledge book-ul exact aici, iar acum dacă... What? Bă, voi vedeți cât am mai toporul gigant am în inventar? Ia, bă, ia să vedem cum arată, bă! Uite cât am mai e, bă, cât am mai toporul! Oh my god, ce, bă, toporișca asta, lol! Uite cât e, bă, de lung, se duce pe la Dumnezeu! Ia, vezi, Ilia, ia uite-l, mă! Mamă, e cât casa lui Broască, ești nebun? Ia, 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 hai să mergem să-l punem lângă casa lui Broască. Mamă, cât am mai toporul. Bă, pe bune, dar nu e cât casa lui Broască, ia aruncă. Oh my god, fii antenă, că dacă n-ar avea statuia aia, ar fi mai mare decât casa lui Broască. Du-te acolo cât am mai toporișca, mă, nene. Ok, și bănuiesc că dacă e un topor gigantic și nu un topor oarecare, e un topor de netherite, ar trebui să spargă și lemnul mai repede, nu-i așa? Așa că dacă tot avem toporul, hai să spargem-o. Bă, nu l-a spart repede deloc, ce? 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 What? Bă, bă, nu mai sunt copaci pe lume. What? Nu mai e niciun copac aici. Mă, mi-a ras toți copacii de pe lume. Oh my god, bă, nici nu mai e niciun copac. Lol, uite, uite un copac acolo. Deci ăla cred că e sigur copac, dar mai rămas. Mamă, nu mai e niciun copac împrejur. Și nici nu mi-a dat în inventar. Bă, unde au căzut toate logurile? Alo, gara? Ce se întâmplă? Frate, nu mai am pic de lemn aici. La ce pun toporul ăsta? Mă sparge toți copacii de pe lume și mă lasă fără lemn, că nu pică lemnul. Doamne, ce-i mă ăsta? Ia să vedem, mă. Uite că mai sunt niște copaci acolo. Hai să mergem să-i spargem și pe aia. Dar nu înțeleg de ce nu pică lemnul, frate, ce-i asta? Deci uitați-vă câți copaci sunt aici, chiar sunt curios dacă o să-i rașcheteze pe toți, efectiv, ia să vedem. Deci fii atent, uite, tai cu ăsta normal, da, ăsta ne dă logurile, e tot ok. Ia să vedem, hai că ne uităm încolo, deci chiar vreau să văd dacă poate să-i spargă pe aia de acolo, ia să vedem. În 3, 2, 1 și, ia, haide mă, oh, oh, bă, au dispărut și ăia. Doamne, eu te mă frate, am mai rămas numai bambusul de jungla aia. Oh my god, ce se întâmplă?
Mă, frate, dar de ce nu dropează lemnul? Uite-te și tu că n-avem pic de lemn aici. Ok, ok. Bănesc că Broască, Patrocle și Sylvester n-or să aibă habar ce s-a întâmplat. Adică o să zică, bă, ăsta e nebun. Ăsta gen s-a apucat să taie tot lemnul de pe fața pământului. Ok, dar sunt curios ce face împotriva mobilor acest topor. Ia să vedem. Ok, pur și simplu. Bă, gen, iar a explodat după ce a murit găina. Stai mai așa un pic, gen. Dau un hit, moare porcul, ok, destul de puternic și după face o bubuitură, dar efectiv nu bubuie nimic. Mamă, frate, cât de tare e toporul ăsta, dar păcat că efectiv m-a lăsat fără lemn, gen, nu mai am pic de lemn aici. Eu acum am observat, băieți și fete, nu vi se pare că casa mea e un pic amcheală și cotețul lui Patrocle, bă, stai mă, ce... What? Mi-a spart lemnul din casă! Uite-te și tu! Oh my god! Ce mi-a făcut, mă? Mi-a spart toate logurile! What? Eu am un enchanting table aici? Bă, de când am eu un enchanting table aici? Ok, aflu chestii noi. Ia uite, mă, frate! Nici măcar nu mai pot să urc la etaj! Du-te încolo! Uite-te, mă, și tu ce mi-a făcut la casă! Alo? Mama, am distrus și casa, mă! Cum așa ceva? Cum așa ceva să-mi distrugă casa? Uite, deci tot nu mai am lemne pe casă, doamne. Am mai rămas numai sticla de ea. Ok, ok, deci toporul ăsta e destul de destructiv. Adică practic mi-a făcut casa cheală, gen. Ok, ok, și dacă toporul e așa, hai să vedem care-i faza cu pickaxe-ul. Care-i faza cu pickaxe-ul? Deci chiar sunt curios. Asta ar trebui să fie un pickaxe. Hai să-l craftăm chiar acum. Ok, avem pickaxe-ul chiar aici și ăsta e destul de mare. Ia să vedem care e mai mare dintre ele. Ok, mamă, cât de mare e pickaxe-ul. Cred că e mai mare pickaxe-ul, bă. Da, cred că e un pic mai mare pickaxe-ul, gen. Ok, acum avem pickaxe-ul în mână și chiar sunt curios ce o să facă pickaxe-ul ăsta. Bănuiesc că o să trebuiască să spargem ceva piatră, nu știu. Ok, și avem piatră fixă aici. Hai să încercăm să spargem cu pickaxe-ul ăsta, bă, ce... Doamne iartă, hai mă frate, dă-o încolo de treabă. Cum așa ceva, bă, itemele astea sunt prea troll. Cum mă frate, ești nebun, uite-te și tu ăla, mi-a rașchetat o scopacidă, m-a lăsat lefter, mi-a chelit casa, mi-a chelit și cotețul lui Patrocle. Și ăsta a minat un ceac întreg și am căzut în void, doamne. Na poftim, uite-te și tu, lol, uite diamante acolo, și acolo, și acolo. Și aparent avem și un bai-șef sub casă, eu nu știam de chestia asta. Chiar sunt curios dacă dă one shot acest pickaxe gigant, ia să vedem. Ok, n-a dat one shot. De ce s-a întâmplat chestia asta? What? De ce s-a întâmplat chestia asta? Doamne, bine că nu mi-a distrus casa de tot. Uite-te și tu, mă. Mamă, Broască, erai pe buchie de cuțit cu casa, frate. Ok, nu mai folosim pickaxe-ul ăsta. Știi ceva? Ne luăm adio. Drumurile noastre se despart acum. Pa, pa, pickaxe gigant. Ia uite-l cum cade. What? Gen... Nu știu dacă ați văzut, dar a cam dispărut. Da, uite diamante acolo. Da, în fine, în fine, ok, ok. Deci ne-am lămurit cu pickaxe-ul gigant. Ok, hai să vedem acum următorul item. Care următorul item, bineînțeles că va fi o sabie de netherite gigantică. Ia vezi sabia, mă. Ia, aruncăm să... Mamă, asta cred că e și mai mare. Ia stai, ia stai, să pune și asta. Ha? Parcă, da, ia uite. Da, mă, da, e mai mare sabia. Ia, să pune lângă casa lui Broască, să facem o diferență. Ia uite ia, cum îi dau lui statuia lui Broască în cap. A? Da, mă, da, ăsta e mai mare. Lol, e aproape cât casa lui Broască, cu tot cu statuie. Ok, și dacă tot avem o sabie de netherite gigantică, hai să o testăm și pe niște adversari. Așa că uitați-vă acolo că avem niște pillageri și hai să... Bă, what? Bă, ce... N-am putut să mă apropii de ei, că i-a omorât. Mă, ce-a făcut, mă, sabia asta? Că nici nu m-am apropiat de pillager. Ia, ok, hai să încercăm să vedem ce face pe o vacă. Ok, văcuțo, sper ca tu să fii mai rezistentă decât pillagerii aia. Da, deci la vacă-i dă one hit. Dar pot să jur că i-a omorât pe pillagerii aia. Și eu nici măcar Doar m-am uitat la ei și au murit. Și pentru că pillagerii aia au fost destul de slabi, avem aici niște vindicatori și niște evokeri. Hai să vedem dacă ăștia sunt mai puternici, dacă fac față sabiei mele. Bun, ne apropiem frumos. Gata, văd că deja au început să mă... Atace. Ok, deci sabia asta e super OP, așa că cred că o să mergem și la dragon cu ea să ne distrăm un pic. Bă,
Mamă, ce era să mă bată ăsta. Ok, dar până să mergem noi la dragon cu această sabie nebună, hai să vedem, pentru că mai avem două crafturi gigantice, băi și fete. Ok, iar pe astea cred că o să le luăm direct pe toate. Gata, le luăm așa frumos. Și hai să vedem. Primul ar trebui să fie un măr de aur gigantic, băi și fete. Un măr de aur. Hai să le facem pe toate. Facem o... Ok, deci nu se stachează. Hai, cam inventarul plin de mere gigantice. Mamă, cât aia e. Zici că e OZN, pă bune, dacă nu. Stai, frate. Ok, ia să-l vedem comparativ cu casa lui. Bă, ăsta cred că e mai mare decât sabia. Ești nebun? E mai mare decât sabia? Ok, nu e mai mare decât sabia, dar totuși, uite cât de mare e gap-ul ăsta. Oh my god. Ce bă chestia asta? Ia, stai așa, să facem o schemă, Deci ținem mărul într-o mână și să ținem sabia în cealaltă mână. Ia vezi ea, cum umblu cu chestiile astea. Bă, nici nu mă mai văd, gen, uitați-vă la mine cum merg, că nu mă mai văd. Oh my god, ce chestia asta, mă, nene? Doamne, cât de trolling chestia asta. Lol, uite cum pot să dau cu mărul. Bun, acum hai să vedem ce o să se întâmple dacă o să băgăm mărul ăsta la maț. Bine, cred că o să-mi ia ceva să-l mănânc, adică uite cât de mare e. Bun, hai să... Mama, mi-a dat toate efectele de pe planetă. Oh my god, ce bă ăsta, mărul lui Dumnezeu. Uitați-vă câte inimi am. Mamă, cât de tare e. Am și jump-ul, stam de toate. Ia să sări pe slide blocul ăsta. Ia, let's go, mamă, uite că pot să sar. Ce ai, mă, ești de bun, avem și speed, avem resistance, jump boost, absorption. Na, avem de toate. Ok, deci mărul ăsta e super OP. Hai să vedem, pentru că mai avem de craftat un ultim craft, băieți și fete. Mai avem de craftat un ultim craft. Hai că am vorbit de toți banii. Bun, hai să facem chiar acum, mamă, nu mai înțeleg nimic. De ce nu se stachează, mă, berele astea? Oh my god, uitați-vă ce-i la mine în inventar. Bun, hai să vedem. Următorul craft pe care l-avem de făcut și care ar trebui să fie un lucky block gigant. Ok, ce? Giant structure lucky block. Stai, mă, cum ăsta spawne? Ok, ăsta nu e atât de mare, lucky block-ul ăsta, adică... Oh, ba da, e mare, dar mâna mea nu pare chiar atât de mare. Stai, ce? Lol, vedeți cât de mic e mâna mea, dar acum dacă l-arunc pe jos e imens, efectiv. Ia să-l vedem cât de mare e comparativ cu casa lui Broască. Casa lui Broască cel mai bun termen de comparație. Sunt curios ce o să zică când o să ajung acasă și o să vadă ce s-a întâmplat aici. Ia, hai să-l aruncăm. Efectiv e mai mare decât cutia de chibrite al obrască. Și acum hai să vedem care e faza cu lucky block-ul ăsta. Adică dacă e lucky block trebuie să fie ceva înăuntru. Și mă, a dispărut. What? De ce a dispărut? Eu nu văd nicio structură, pe bune. Vedeți voi vreo structură? Că eu nu văd nicio structură. Mă, ce e, mă, asta mi-a dat țeapă. No, hai să mai facem încă unul atunci. Sau încă 7. Oh, mamă, nu mai înțeleg nimic din inventarul ăsta. Bun. Hai să punem la chip locul exact aici. Nu pot să jur că s-a auzit ceva, dar nu s-a spawnat nimic. Hai că una. Ok, de data asta s-a spawnat, dar ce e, mă, asta, pe bune? Aici scrie Giant Structure. Ăsta ți se pare că e Giant Structure? Ce, mă, țeapă asta? Și tu ce vrei, mă? Băi, Harry Potter, dă-i, mă, drumul de aici, Harry Potter. Ia vezi, ia, mă, ce? Mă, nu-i dau one hit la nebuna asta? Ia, mă, sabie în cap. Mă, ce face, mă, mi s-a stricat sabia. Ia, mă, sabie. Mă, nu moare. De ce nu moare asta? De ce mi-a luat mining fatig? Stai, ce? Ok, băieți și fete, o să fac ceva ilegal. Nu mă judecați, ok. Mă, ce? A spawnat Ocean Monument? Aici jos? Ok, deci până la urmă spawnase o structură gigantică, doar că n-am văzut-o. Lol, deci du-te încolo că uite că a spawnat mare Ocean Monument sub mine. Eu nu cred așa ceva, ce-i, mă, asta? Și până la urmă, de ce nu moare witch-ul ăsta? Bă, de ce nu mori, mă? De ce nu mori? Ia stai, mă, așa, să iau de-asta de lapte. Ce-a făcut, mă, s-a stricat sabia? Ia, dacă-i dau cu sabia de iron, moare? Uite, cu sabia de iron a murit, mă. Ce face, mă, s-a stricat sabia aici de bun? Ia stai așa, că mi-a venit o idee. Ia să punem noi la key block-ul ăsta direct în gaură asta, să vedem ce se întâmplă. Ok, a spawnat un pillager outpost. Ia uite, golemul, cum a căzut. Doamne, și uite unde l-a spawnat, gen. Ok, alea nu cred că trebuia să se spawneze acolo. Hai să mai punem. Chiar sunt curios ce structuri o să mai apară. Ia. Ok, a spawnat un ruin portal. Deci lucky block-urile astea practic generează structuri. Ce?
Oh, cred că ăsta e un mansion. Opa, și uite-i pe băieții răi. Ia stai mă așa să vedem. Sabia mea mai e bună de ceva? Hai mă că e bună, mă. Nu înțeleg de ce nu mergea pe witch-ul ăla. Ia stai mă să mai bag eu un golden apple de ăsta. Mă băieți, mă, ce faceți mă aici la întuneric? Că nici nu vă văd. Hai că îmi dați damage dacă e ceva. Hai că vă sun eu. Ia uite-i mă, ia uite-i mă. Bă, îmi dați cu gâdiliciu pe spate. Ce faceți mă? Ia luați mă de aici mare sabie în cap. What, ia pulverizat efectiv. Ia uite, ia uite-i pe băietani. Veniți încoace, veniți încoace, ia. Ia dai ce sabie. Mamă, cât mai raza face. Ok, hai să ieșim din mansion-ul ăsta. Mamă, chiar sunt curios ce o să zică broască când o să vadă mare mansion aici. Și cred că mi-a astupat gaura aia, frate. Efectiv, cred că a astupat gaura. Oba nu, oba nu, uite gaura încă. Wow, ia uite cum s-a generat cu cobblestone-ul ăsta. Lol, cât de tare. Uite până unde se întinde cobblestone-ul ăsta efectiv. Ia stai așa, stai așa un pic, vreau să fac o schemă. What? Și ce sunt cu atâția patrocle fake pe aici? Ok, în fine. Ia să vedem dacă putem să sărim. Nu, 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 nu. Hai că am sărit de toți banii dacă e ceva. Ok, aparent ăsta nu e golden apple-ul lui Dumnezeu. Hai dacă tot mai avem două lucky blocuri de-astea, hai să vedem ce structuri se mai spawnează. Ok. Cred că știu ce se întâmplă acolo jos. Da, s-a spawnat mare village și din păcate cred că s-a murit pe capete jos acolo. În fine, hai să mai spawnăm și ultima structură să vedem acum ce. Ok, acum chiar că nu știu ce s-a spawnat. Nici că mai contează. Hai acum să mergem la dragon pentru că vreau să testez sabia asta pe dragon. Chiar sunt curios dacă o să-i dea one shot sau respect. Bun, și chiar acum suntem la dragon. Hai să punem sabia pe mână și să vedem, frate, dacă o să-i dea one shot la dragon. Sunt curios pe un enderman ce face. Wow! Bă, ce l-a omorât toți endermenii! Oh my god, cât de tare! Fii atent că dacă dau un 1, efectiv o să dea în toți. Lol, iar aș cheta pe băieți. Ok, dar eu vreau să-l bat pe urâtul ăla de acolo. Oh, uite-l că coboară, uite-l că coboară. Fii pregătit, mă nebunule. Îți dau mare sabie gigantică. Mare sabie gigantică, hai că am vorbit. Bun, hai să ne băgăm și să-i dăm la căpățână să vedem. Bă, gen. What? Ah, bă, nene, mă, e la mișto. Bă, bune, bă, uite-te și tu că nu pot să-i dau un hit să moară. Ah, mă, frate, ce-i chestia asta? Bă, bune, ok, deci sabia asta apare nu e chiar atât de puternică, doar că poate să atace mai multe ținte deodată, din câte văd, pentru că la dragon nu i-a dat one shot. Ce-i, bă, asta, mai e la mișto? Adică, uite-te și tu, mă duc la Enderman-ul ăsta. Bine, nici la Enderman nu dă one shot. Dar uite cum pot să-i bat. Ok, deci sabia asta, practic, e o sabie de netherai normală, doar că atacă mai multe ținte deodată. Da, în fine, hai să aruncăm sabia aici, punem și toporul, pickaxe-ul nu mai avem că deja l-am aruncat. Avem și golden apple-uri, bă, uite cum le-a pus pe toate, așa zici că e în 3D făcut. Ok, pe bubă și fete, cam astea au fost toate crafturile gigantice pe care am vrut să vi le arăt. Așa că dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o. Iar noi o să ne vedem data viitoare. Salut!